Vine toamna, dragilor. Vine toamna. Ați văzut ce cer plumburiu e afară? Păsările așa cum zboară prin norii ăștia plini de ploaie. Deja s-a început să răcorească. Seara se lasă cu mult mai devreme. Diminețile încep să fie mai răcuroase, gata, se apropie în septembrie. Mai sunt câteva zile și vine 1 septembrie. Hai să vă arăt o chestie. Mi-am luat aici, în cutiuța asta, niște căști wireless. Cam așa vin ambalate. Cutiuța asta este și pe post de acumulator. Și au chestia asta de să pune după ureche. Da, cam așa vin montate. Hai să o punem și pe asta. Da? Cam așa vin montate. Stau foarte, foarte bine în ureche, sunt foarte stabile. Deoarece telefonul meu nu mai are jack din ăla, cum era odată, să bași cablu pentru căști. Am fost nevoit să iau aceste căști wireless și să le conectez la telefon. Am ales modelul ăsta cu această gaică, s-o numesc, care vine după ureche, ca să stea foarte fix în ureche, deoarece le voi folosi pentru alergarea pe bandă. V-am spus că îmi fac abonament la sală când mai slăbesc și când scad sub 90 de kilograme. Îmi fac abonament la sală. Să încep să combin sala cu mâncatul sănătos și așa mai departe. Să dăm mai repede jos, să ajungem la greutatea care mi-am propus-o mai repede, mai sănătos și mai corect, da? Și am zis așa, când scad sub 90 de kg, mă duc și îmi fac abonament la sală. Nu puteam să îmi fac înainte, deoarece aveam prea multe kilograme și puneam presiune prea mare pe genunchi, pe glezne și așa mai departe. Am scăzut, am undeva la 89 de kg, 89,1 deja. Și de alaltă ieri am fost și mi-am făcut abonament la sală. Și am început antrenamentele. Mă voi axa primele două luni pe cardio, foarte, foarte mult pe cardio. Încep prin a face bandă o jumătate de oră și o fac așa, 10 minute la intensitate pe poziția 8, adică este un jogging, este începerea alergării imediat după un mers foarte alert, un mers de marș, așa. Următoarea etapă este alergarea. Aia este numărul 8 la bandă, da? 10 minute fac cu numărul 8, jogging, 10 minute îl trec pe numărul 7, adică un mers foarte, foarte alert, v-am spus, gen marș militar, așa. După care încă 10 minute trec iarăși la numărul 8, la alergare ușoară, la jogging. În total sunt 30 de minute, unde pierd undeva la 350-360 de calorii. Atâta mi-arată mie pe bandă. Acolo am niște senzori cu o bară așa și țin mâinile pe bara aia și mi-arată pulsul, mi-arată câte calorii dau jos și așa mai departe. După care trec la stepper, fac și pe stepper, undeva la 10 minute, un sfert de oră. Bag și niște biciclete, tot așa, 10 minute, da? După care trec și fac câteva exerciții la aparate, deci doar la aparate, pentru piept și picioare. Câteva. O serie, două serii pentru piept la împins așa din șezut cu aparatul și gata. După care mă duc, mă schimb și plec acasă. Dar chestia asta o să o fac timp de o lună, două luni. Mă voi axa numai pe cardio. Să vedem ce rezultate avem
în plus față de rezultatele pe care le-am avut până acum. Deci am ajuns undeva la 89 de kg și suntem în 29 august, da? Și am pornit din 10 mai, când aveam 115,5-116 pe acolo. Aveam, da? Totul din alimentație, v-am mai spus eu, din eliminarea unor chestii nocive, gen sucuri, alcool, chestii de genul ăsta, paste făinoase, pâine, dulciuri și așa mai departe, da? Și ia câte că au fost rezultate. Acum sunt curios cu înscrierea asta la sală și cu adăugarea acestui program în programul meu de slăbire, da? Pentru a ajunge la kilogramele pe care mi le-am propus, undeva la 83-85, pe aici, da? După care vreau să încep să mă mențin. Nu vreau să scad mai jos de 83. Asta este un maxim așa. Chiar nu vreau. Nu vreau să fiu cum scrie la carte 75 de kg sau babauri din ăștia. În niciun caz. Că nu mai am nici 18 ani, nici 20 de ani, nici 30 de ani. Deci nu mai s-a terminat. Da, un 85 de kg, 83 pe acolo este mai mult decât suficient. Dacă eu reușesc și mă mențin acolo, trebuie să găsesc metoda ideală pentru a mă menține, adică de slăbit am slăbit, da? Mi-am făcut un regim de viață așa oarecum sănătos, prin eliminarea unor alimente și a unor băuturi care nu mai au ce căuta în dieta unui om care vrea să slăbească. Dar după aia trebuie să găsești și o metodă prin a mă menține, da? O să vedem la momentul respectiv ce metodă o să adopt. Deocamdată am introdus și sala în programul ăsta de reducere a greutății, da? Și am luat aceste căști, să vă și spun motivul, da? Nu că aș fi ținut eu morțiș să aud melodiile mele preferate în timpul antrenamentelor sau asta, dar în perioada asta a fost acea emisiune care eu nu o vizionez și nu mă interesează cât uși de puțin, Insula Iubirii. Da? Cred că știe toată lumea, cred că a auzit toată lumea de emisiunea asta, că ăștia sunt emisiunile care prind în România. Da? În fine. Și când mă duc eu la sală, eu mă duc, sala ține deschis până la sala e deschis până la ora 23 și eu mă duc destul de târziu. Mă duc undeva pe la 21 și 15 minute, 21 și 20 de minute pe la ora aia. Mă duc și stau o oră și ceva exact aproape de închidere, după care plec deoarece nu vreau să mă lovesc spate în spate cu oamenii prin sală pe acolo. Deja la ora aia lumea și-a terminat antrenamentul, se retrag mulți către casă și sala rămâne aproape goală. Mai sunt antrenorii și aici colea câte unul, da? Și eu vreau să mă duc la ora aia pentru a sta liniștit și a fi oarecum singur prin sală pe acolo. E de 10 ori mai bine decât să stai să n-ai loc de unul și de altul, da? E, și televizoarele din sală stau deschise numai pe această emisiune, da? Fetele de pe acolo cu băieții care mai sunt discută aprins despre subiectele acestei emisiuni, frate. E o sală de fitness. Ar trebui să ai muzică motivantă, muzică vibrantă, o muzică, niște melodii așa care să te facă să tragi de fiare, să faci antrenament, să te motiveze, nu să pui să urle Insula Iubirii în sala de fitness la televizoarele care sunt prin sală pe acolo. Pă bune, deci și azi așa, mâine așa, am zis, bă, eu nu pot să stau să ascult idioțenile lor pe acolo ce tot se spune în emisiunea aia, așa că mi-am luat aceste căști și sunt foarte mulțumit de ele. Dacă vă spun cât am dat pe ele, nici nu vă vine să credeți. 52 de lei, cu tot cu transport. Noi, de la EMAG. Sunt niște
chinezării ordinare, da? Dar își fac treaba pentru ce am eu nevoie, decât o oră și un pic, cât timp stau la sală acolo să-mi pun un playlist de pe YouTube și să îmi văd de treabă, sunt mai mult decât suficient, da? Bineînțeles, nu o să aibă calitatea unor căști Pioneer sau unor căști Harman Kardon sau JBL sau... N-au cum să fie la nivelul ălor. Alea costă 1200-1500 de lei, ăștia au fost 52 de lei. Parcă atât am dat pe ele, cu tot cu transport la Easybox. 52 de lei pe mizeriile ăștia, chinezăriile ăștia, da? Cutiuța asta este pe post de acumulat, de încărcător. Le bag aici, le bag USB-C-ul aici și se încarcă. Și dacă mă țin, ei zic că țin nu știu câte ore. Dacă mă țin pe mine 2 ore încărcate, e mai mult decât suficient, da? Pentru asta mi le-am luat și cam asta e. Acum mă pregătesc și o să... E ora 8 și 9 minute. Să-mi fac geanta și să mai stau un pic și pe la 9:05 așa să plec spre sala de forță. Da, azi e joi, mâine vineri, sâmbătă avem o nuntă a unui fost coleg. Da, mergem la nuntă sâmbătă. O să stăm cam până pe la ora 1 noaptea așa, 12:30, 1:30 maxim. După care ne întoarcem acasă, dau costumul jos după mine, îmi iau bermudele și mergem la Mamaia. Mergem la mare la noi aici, vreo 3-4 nopți, o să stăm la Mamaia, da? Dacă vara asta, când am fost în Spania, am avut un concediu așa bazat mai mult pe excursii, că ați văzut vlogurile pe care le-am pus, dacă nu le-ați văzut, puteți să vă uitați pe canal. Că am fost și am vizitat diferite orașe, diferite chestii prin Costa del Sol. Da, am făcut, dintr-o săptămână, am făcut plajă decât 2 zile sau o zi jumate, ceva de genul ăsta. În rest am fost numai în excursii, numai pe drumuri. Am zis, bă, hai să, cât mai e vremea asta frumoasă, să ne bucurăm un pic și de, efectiv, de plajă și de apă. Și am zis, hai să mergem la... pe litoralul nostru aici, chiar dacă nu prea sunt eu de acord cu el că e mizerie și că e așa, dar am prins o ofertă foarte, foarte bună. Da? Am prins o ofertă foarte bună. Am găsit un apartament la un hotel. O să vedeți când mergem, că o să facem prezentarea camerei și o să facem vloguri de pe la mare, de acolo, de pe faleză, din apă, de sub apă, de peste apă, de știți cum facem noi de obicei. Da, o să facem prezentarea camerei și o să vă spun atunci cât am plătit pentru un apartament la hotel. Și am zis, de ce nu, dacă am prins o ofertă bună, hai să mergem câteva nopți și la noi și să ne axăm doar pe plajă și pe mare. Sper să țină vremea cu noi. M-am uitat la AccuWeather și ăștia ziceau că o să avem vreme bună. Da, prindem 1 septembrie, prima zi de toamnă, o prindem la mare, pe litoralul Mării Negre. Anul ăsta. Începutul de toamnă vine la mare pentru noi. Da. Așa că stați cu ochii pe canal, abonați-vă și voi la canal, că ne ajutați foarte mult, nu vă costă absolut nimic. Dacă ați rămas până acum, dați un like acolo, că ne ajută și like-urile și... Na, cam asta e. Acum îmi fac bagajul și plec către sală. Sper să nu fie lume multă, să vă arăt și de la sală, așa cum încep antrenamentul la bandă. Gata, dragilor, am ajuns la sală și acum să-mi pun căștile și să-i dăm drumul la treabă. E liniște, e...
Merge perfect. Un playlist cu muzică sârbească, o muzică, un gen muzical care mi-e place foarte mult, muzica sârbească. Și iau ca așa o să o ținem o jumătate de oră pe banda noastră. La viteza de 8.0, 10 minute, 7.0, 10 minute și 8.0, încă 10 minute. Gata, am terminat la bandă, 32 de minute am făcut, 3,91 km și 258 de kilocalorii. Acum mergem la stepper. Stau un pic să-mi trag sufletul, că am obosit la o jumate de oră de bandă. Am făcut pauză mai mică mergând, da, am mers decât 5 minute, restul le-am alergat la viteza 8. Da? Și acum îmi trag un pic sufletul și mergem la stepper. Stepperul arată cam așa. O să-i dăm aici go. Și începem. Pornim și ventilatorul, care are și funcția de ventilator. Așa e mai bine. Și acum începem antrenamentul pe stepper. Gata, să-i dăm drumul. O să dau un pic mai tare, să fie un pic mai greu de împins. Da, nivel 8. Și băgăm și aici, cam 20 de minute. Gata, am terminat și stepper-ul, am făcut 20 de minute. Am făcut 870 de metri și 65,3 kilocalorii. Am terminat și cu asta. Și acum mergem să facem un pic piept și închidem antrenamentul. Gata. Hai să băgăm aici cu 15 kg. Și începem. Thank you.
băgat cu 15 kg, 12 repetări. Acum facem un pic pauză și mai băgăm încă două serii, tot așa, cu 15 kg, 12 repetări. Hai. Încă o serie. Și băgăm ultima serie și gata, închidem antrenamentul.